Mutu este pregătit pentru războiul din retur. Așa caracteriza vedeta petrolului lupta cu Steaua și Astra pentru titlul sezonului 2013-2014. Însă Adriana trage atenția că și ceilalți băieți trebuie să fie concentrați și în meciurile cu celelalte echipe. Asta pentru că petrolul a pierdut multe puncte în prima parte a campionatului în fața unor formații mai slab cotate. Mutu a mai spus că se simte onorat să poarte banderola de capitan și de-abia așteaptă primul meci oficial. Jucătorul este nerăbdător să debuteze pe Ilie Oană în fața propriilor suporteri. Ele transmite acestora să-i oprească pe cei care vor să destabilizeze atmosfera la echipă. Petrolul Oțelul Galați este primul meci oficial din 2014 care se va disputa pe stadionul Ilie Oană. Iar clubul petrolist anunță că de mâine, 12 februarie, la casele de bilete ale stadionului se pun în vânzare etichete pentru înfruntarea cu gălățenii. Prețurile acestora sunt 12 lei la Peluze, 25 la Tribuna a 2, 35 la Tribuna a întâi, 60 la Tribuna 0 și 200 de lei pentru un loc în lojă. Și achiziția abonamentelor pentru returul acestei stagiuni este posibilă la următoarele prețuri: 2500 lei la lojă, 405 lei la Tribuna 0, 235 la a întâia, 170 la Tribuna a doua și 80 de lei la Peluze.